Horoscop 30 iulie, berbec. Aparent, aveți multe angajamente astăzi. Se pare că ați promis mai mult decât asta vă permite să obțineți și poate vă este frică să dezamăgiți pe cineva scump, prieten, persoană iubită și sau copii. În plus, luna intră în casa de sănătate din horoscopul tău general, semn că trebuie să ți iei timp pentru tine, odihnește-te. În caz contrar, puteți începe săptămâna viitoare fără energie. Horoscop 30 iulie, Taur. Angajamentele față de familie și profesioniști sau care vizează stabilirea relațiilor importante în comunitate se luptă astăzi și necesită un nivel foarte ridicat de implicare din partea ta. Prin urmare, nu este surprinzător dacă vă simțiți copălșiți, dacă aveți senzația că nu veți putea să le faceți pe toate. Cu toate acestea, luna este între această seară în casa iubirii și a copiilor, un semn care, în cele din urmă, îl puteți obține într-un fel sau altul. Horoscop 30 iulie, Gemeni. Există riscul de a înțelege astăzi anumite dezbateri că riscul nu se termină bine. Ridicați să ajungeți puternic la un schimb de răspunsuri cu cineva apropiat, cu un prieten sau un părinte și, din această cauză, puteți rămâne amândoi cu un gust amar. Prin urmare, trebuie să aveți mare grijă de discursul pe care îl adoptați. Pe de altă parte, luna intră în casa familiei, semn că te înțelegi bine cu părinții. Horoscop 30 iulie, Cancer. Din punct de vedere financiar, o zi excelentă nu vă așteaptă. Poate că ai început weekendul pe un buget mai mic pe care le ai fi dorit sau ai cheltuit deja prea mult ieri, iar astăzi nu mai permiteți anumite lucruri sau activități. Vestea bună este, totuși, că luna intră în casa de comunicare, așa că aveți discuții cu adevărat reconfortante cu cineva drag, un prieten sau o rudă apropiată. Horoscop 30 iulie, Leu. Atmosfera dintre tine și partenerul tău de viață poate fi încărcată astăzi, astfel încât orice declarație pe care nu te ai gândit de două ori înainte de a duce la anumite consecințe pe care nu le ai fi dorit, cu riscul de a distruge întregul weekend. Pe de altă parte, par să fii bun la buget datorită lunii de intrare în casă legată de horoscopul tău solar. Aveți fondurile necesare pentru a vă sprijini planurile. Horoscop 30 iulie, Virgin. Oboseala acumulată în ultimele zile începe să și spună cuvântul. Indiferent dacă te ai simțit epuizat emoțional sau fizic, este sigur că nu ești foarte răbdător, că ai tendința să ieși din fitei ca de obicei. Lucruri